Sărbătoarea Crăciunului, eu am văzut că există niște paradoxuri, niște lucruri care parcă nu au sens, care sunt exprimate în evenimentele prezentate de Scriptură. Unul dintre ele, cred că e un pic cam tare, unul dintre ele îl găsim în Luca, capitolul 2. O să dau citire la câteva versete. Spune așa cuvântul. În zilele aceia a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Versetul 3 spune, toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem. Cu toții știm povestea, însă ceva se întâmplă. Spune așa Scriptura, în versetul 6. În timp ce se aflau acolo, adică la destinație, în Betleem, au avut nevoie de un loc de găzduire. Și spune Scriptura, camera de găzduire nu avea loc pentru ei. Știm povestea, știm că nu a fost loc, însă este ceva la care trebuie să ne gândim. Scriptura spune că Iosif și cu Maria au făcut această călătorie dintr-un motiv foarte precis. Pentru că Iosif se trăgea din Betleem. De aici era familia lui. Noi toți care suntem aici suntem departe de casă. Cu toții putem să ne uităm în urmă și să arătăm un loc undeva în România, unde să spunem că acolo este casa noastră. Și dacă ar fi o astfel de lege și ar trebui să ne conformăm, ar trebui să ne întoarcem undeva într-un loc din România. Cum ar fi ca mergând în locul acela din România, pe care îl cunoașteți, în care ați copilărit, în care aveți rude, în care aveți prieteni, să te întorci acasă. Cu toții în drumul spre casă, ne gândim la cât de frumoase vor fi momentele pe care le vom petrece cu oamenii de acasă. Nu-i adevărat? Cu toții ne gândim, băi, ce bine ar fi să mă întâlnesc cu acea persoană și cu acea persoană și cu acea persoană. Cum ar fi să mergi acasă și toate ușile? Aceasta este experiența pe care ei au trăit-o. Mai este un paradox. Dacă vrei, te rog să oprești monitorul ăsta, se aude foarte tare. Scriptura spune așa, în Luca, capitolul 2, versetul 14. Spune așa Scriptura, îngerul a venit la păstorii care erau în câmpie. Și le-a promis ceva. Le-a spus așa, slavă lui Dumnezeu
în înălțim și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ. Aceasta a fost binecuvântarea pe care au făcut-o îngerii tuturor oamenilor, dar primilor dintre ei, acelor păstori. Și ultimul verset pe care vreau să-l citesc este un verset din Cartea Lunii pe care o citim, care în Isaia, capitolul 53, la versetul 3, spune: era disprețuit și părăsit, un om al durerilor. Aceasta era o prorocie, o profeție despre Iisus Hristos. În vremea ce Iisus Hristos a venit ca să fie un om al durerilor, un om care să sufere, promisiunea pe care îngerii o aduc oamenilor de Crăciun este pace. Pace. Este un paradox. Este un paradox, este ceva greu de înțeles cum se face că în vreme ce toți oamenii primesc pace, Iisus Hristos vine ca să fie omul durerilor. Mi-aș dori ca anul acesta să reflectăm la aceste lucruri pe care Iisus Hristos le-a experimentat încă din primele momente ale vieții sale pe pământ. A venit într-o familie care nu a găsit o ușă deschisă la nimeni, la niciun prieten, la nicio rudă, la niciun apropiat. Nimeni n-a avut loc, nu la hotel, nu la cârciumă, nu la orice loc de închiriat, ci la familie, la prieteni. Nimeni n-a avut niciun loc. Și în același timp, în vreme ce îngerii spuneau oamenilor: pace pe pământ. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Adică noi, oamenii care vrem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. În vreme ce pace era spus în dreptul nostru, în dreptul lui Iisus a fost spus om al durerilor. Acesta este cadoul pe care Dumnezeu ni l-a făcut în această perioadă a anului. Să reflectăm la aceasta și să îl respectăm pe Iisus Hristos, care merită toată gloria, toată cinstea, pentru un astfel de cadou pe care ni l-a făcut nouă. A luat El tot ce era mai rău, pentru ca noi să putem să avem tot ce era mai bun. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Invit corul să laude pe Domnul cu următoarele două cântări.